Capitolul 3. Este o lucrare ce a avut mai multe nume. În primul secol era numită lucrarea credinței, în secolul al XII-lea era numită lucrarea lucrărilor, în secolul al XVI-lea lucrarea legilor, în secolul al XVIII-lea lucrarea rațiunii. În vremea noastră ar trebui să se numească lucrarea armoniei. Aceasta este mult mai mare decât oricare dintre lucrările omenirii. Este lucrarea tuturor lucrărilor superioare luate la oaltă. Fiecare a contribuit cu ceva. Lumea noastră este armonie în toate lucrurile. A fi onest, încrezător și sincer. Încrederea trebuie să vină din noi. Sinceritatea trebuie să vină de la ceilalți. Onestitatea vine de sus. Încrederea este oriunde, dar nu în noi, astfel încât trebuie să lucrăm pentru a o câștiga. Sinceritatea trebuie să vină de la ceilalți, pentru că trebuie să-i determinăm să fie sinceri cu noi. Onestitatea vine de sus, este puterea pe care ne-o dă Dumnezeu. Onestitatea este considerație și voință. Considerația pentru ceilalți trebuie să ne fie prima măsură. Considerația este ca o farfurie de pe care tot ceea ce mâncăm trebuie mai înainte să fie servit. Să gândim că ceilalți au aceleași posibilități și aceleași eșecuri pe care le avem și noi. Aceasta este onestitate. Fiind încrezători, sinceri și onești, devenim umili pentru că înțelegem că nu suntem nimic și că în același timp avem totul. Sinceritatea este recunoașterea sentimentelor noastre adevărate. Acestea nu înseamnă că trebuie să ne destăinuim altor oameni pentru că adesea a face asta nu este onest. Onestitatea înseamnă a trata oamenii într-un mod în care să nu îi rănim. Să rănești oamenii și să le rănești sentimentele sunt lucruri foarte diferite. Câteodată trebuie să le rănim sentimentele în scopul de a nu le răni sinele. Încrederea este înțelegerea legilor și trăirea în acord cu acestea. Este necesar să fim încrezători pentru a afla înțelesul real al lucrurilor. Numai prin încredere ne putem descoperi ființa sau semnificația. Prin descoperirea propriei noastre ființe putem descoperi sensul profund al oricărui lucru. Veridicitatea este instrumentul prin care descoperim adevărul superior. În consecință, drumul către adevărul vieții este încrederea. Și apoi, pentru a ști ce anume se găsește la nivelul încrederii, este nevoie să ajungi acolo. Avem cu toții puterii pe care le putem folosi atunci când iubim adevărul. Munca noastră este atât de pură, încât trebuie să ne eliberăm de acest prezent ce ține de lucrurile materiale. Trebuie întotdeauna să încercăm să ne simțim ușori în spațiu. Când vom avea această senzație, nu vom mai putea pierde niciodată. Este o muncă minunată. Ea ne umple de încărcare și încântare. Dacă munca nu este plină de bucurie, nu este bine. Este frumoasă pentru că leagă totul și îl înalță. Munca este adevăr. Nici nu realizăm cât de înaltă este. Suntem aici să o facem simplu. Noi însă o complicăm. Fiecare întrebare are răspunsul conținut în munca noastră. Este simplificată pentru ca noi să înțelegem. Dacă suntem deschiși și obiectivi, vom vedea cât de simplu este. Munca devine sensibilă și satisface cerințele vieții obișnuite. Există doar o singură școală, școala adevărului. Sectele folosesc denumiri pentru că ele cunosc numai jumătate din adevăr. Adevărul real nu are nume. Adevărul este în orice. Munca noastră reprezintă toate religiile. Este înțelegerea reală. Care este diferența dintre creștinismul timpuriu și calea de astăzi? Este același lucru. Munca nu poate fi nouă, dar adevărul trebuie întotdeauna să fie exprimat într-un limbaj nou. Cuvintele lui Hristos au așteptat 2000 de ani să fie înțelese. Ele pot fi înțelese dintr-o dată cu gânduri limpezi și minte clară și curată. Evangheliile nu au fost scrise numai pentru oamenii de acum 2000 de ani. Ele constituie întotdeauna o forță nouă și este de datoria noastră să legăm situația fiecărui individ de fiecare pasaj al Evangheliilor, interpretându-l nu doar cu mintea, dar și cu emoțiile inimilor noastre. Munca este întotdeauna aici, ea nu se poate schimba. Noi suntem cei ce trebuie să ne schimbăm
să găsim o cale de a o exprima. Fiecare are adevărul lui Dumnezeu în el însuși, dar necazul este că fiecare crede că adevărul pe care îl vede, el este singur. De îndată ce știm că viziunea noastră este limitată, vedem mai mult. De ce doresc oamenii să-și impună propriile idei celorlalți? Ei doresc să impună chiar propriile lor gusturi celorlalți. Când încercăm să impunem altuia propriile noastre gânduri, nu-l instruim, dar dacă încercăm să ascultăm ceea ce el nu înțelege, atunci vom învăța noi. După aceea putem simți persoana și o putem învăța. Există un singur adevăr și oamenii trebuie să vină către el în felul lor. Dacă persoanelor intelectuale li se impune ceva, aceștia se dau la o parte. Dacă oamenilor simpli li se impune ceva, ei urmează orbește, iar aceasta nu este de niciun folos nici pentru ei și nici pentru ceilalți. Dacă dorim să ajutăm, o putem face. Putem să instruim, să ajutăm, dar nu să impunem. În scopul de a învăța pe alții ce să facă, trebuie să știm mai întâi ceea ce ar trebui să facem noi. Acela care nu știe să înnoate nu se poate arunca în apă pentru a-i salva pe alții. A instrui înseamnă a înțelege. A înțelege înseamnă accepta. Accepta înseamnă a-ți da seama. A-ți da seama înseamnă a găsi adevărul. Mintea trebuie folosită pentru a găsi adevărul din noi, nu imagini ale adevărului. Calea către adevăr este sinceritatea și onestitatea. Adevărul este recunoscut prin claritatea sa. Tot ceea ce este confuz este o minciună, dar trebuie să găsim adevărul în ceea ce este confuz. Orice adevăr este simplu. Lucrurile simple sunt cele reale. Complicăm totul pentru a se potrivi cu personalitatea noastră, deoarece ne închipuim că lucrurile sunt prea simple pentru mințele noastre mărețe. Este suficient ca într-adevăr să dorești să fii onest, încrezător și sincer. Dacă spunem că suntem așa, noi judecăm. Dar dacă dorim să fim astfel, noi cerem ajutor și știm că acel ajutor va veni. Omenirea a fost întotdeauna încurajată încă de la începuturi, ajutată pentru atingerea misiunii sale. Există un loc care răsună de această încurajare, dar nu putem căuta acest loc în afara noastră. Ceea ce trebuie să căutăm se află în noi înșine. Trebuie să găsim locul. Apoi trebuie să dăruim. Să dăruim și iar să dăruim. Ce putem dărui? Credință și statornicie. Munca noastră este să găsim și să ajutăm pe aceia care nu știu încă ce înseamnă armonia. Dacă dăruim adevăr și sinceritate, aceia care doresc vor auzi. Milioane de oameni de pretutindeni ne așteaptă cerând adevărul. Ei îl simt, îl miros. Aceștia vor veni. Nu trebuie să fim descurajați din cauza acelora care nu vin, pentru că nu avem dreptul să impunem nimic nimănui. Trebuie să fim toleranți și buni cu oricine. Este obligația noastră. Munca noastră adevărată este cu răbdare, toleranță și constanță. Oamenii vin către noi sperând că le vom spune ceea ce în inimile lor ei știu deja. Dacă îi lăsăm să vorbească, ei vor spune ce anume este și vor vedea ei înșiși mult mai limpede. Dacă le spunem acestora propriile noastre idei, le vom spune ceea ce ne este nouă necesar, nu ceea ce le este lor necesar, iar ei vor fi dezamăgiți. Modalitatea corectă de a ajuta este să le spunem ce anume doresc ei, să le dăm încredere astfel încât să găsească ei singuri ceea ce trebuie să facă. Nu vom ști niciodată ce sunt oamenii dacă nu observăm ceea ce spun. Dacă gândim, trebuie să-i ascult pe aceștia. Nu vom ști niciodată, dar dacă gândim ce încearcă să îmi spună, atunci vom ști. Putem spune atât de mult printr-un singur cuvânt. Un cuvânt are mai multe înțelesuri. Putem face oamenii fericiți cu un cuvânt și putem răni oamenii cu un cuvânt. Nu trebuie să spunem niciodată unei persoane ce este ea cu adevărat, numai ceea ce pretinde ea a fi sau nu este. Nimeni nu poate încălca intimitatea altuia. Ceea ce este o persoană în sine este ceva sacru. Trebuie să vorbim într-un fel în care oricine poate înțelege. Când vorbim cu oamenii, trebuie să lucrăm foarte rapid.
Trebuie să ne obișnuim să simțim dacă ei sunt sau nu pregătiți pentru ceea ce vrem să le spunem, dacă ei o vor accepta în acel moment sau dacă le va dăuna să le fie spus. Când dorim să spunem ceva, trebuie să ne întrebăm pe noi înșine. Este aceasta onest? Cunosc cu adevărat starea minții sale în acest moment? Poate fi sincer să vorbești direct cuiva, dar dacă simțim că va fi ofensat, nu vom fi onești dacă îi vorbim astfel. Când dorim să-i ajutăm pe ceilalți și știm în același timp că i-am putea tulbura, trebuie să uităm de noi înșine și să le vorbim numai de dragul lor. Este adevărat că trebuie să plătim cu bine pentru rău, dar cu toate acestea trebuie să fim atenți să nu dăm prea mult acelora care ne-au făcut rău, pentru că dacă facem astfel, le dăunăm, făcându-i să creadă că este obligația noastră să le facem bine. Aceasta nu este o obligație. Putem întâlni pe oricine, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să invităm toată lumea să locuiască în casa noastră. Trebuie să ajutăm oamenii cu sentiment curat, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim simpatici. Nimeni nu crește din bunătate aparentă, pentru că aceasta îi face pe oameni slabi. Bunătatea reală este să împingi oamenii în sus, îi pot spune asprime. Cât de des nu ne dojenim copiii și apoi ieșim afară și râdem. Dar ce bine le-am face dacă ei ar fi greșit, să-i facem să simtă că suntem mulțumiți de ei. Aceasta nu ar fi bunătate reală. Pentru ei, dojana noastră nu a fost bunătate. Din punctul nostru de vedere a fost, dar din al lor nu a fost. Trebuie să fim în alertă tot timpul. Dacă o persoană nu poate digera mai multă cunoaștere, nu este de niciun folos să-i dăm mai multă. Dar dacă altă persoană este flămândă, trebuie să-i dăm ceea ce are nevoie. Când dorim să oferim cuiva o idee, trebuie să știm cât este de pregătit. Dacă plantăm o sămânță, trebuie să știm dacă pământul este fertil sau nu. Dacă nu este, trebuie mai întâi să-l fertilizăm. Vedem pe cineva trecând, trebuie să-i oferim înțelegere. Este destul de ușor să-i dăm bani sau o haină veche. Dorința de a ajuta pe ceilalți crește văzându-le nevoile. Când le vedem cu adevărat trebuințele, atunci nu putem decât să dorim să-i ajutăm. Trebuie să lucrăm pentru a rezona în acord cu ceilalți. Dacă ne sprijinim pe cuvintele altor oameni, îi putem ajuta. Când vorbim cu oamenii, trebuie să le dăm impresia că tot ceea ce spunem vine de la ei. Nu trebuie niciodată să impunem, niciodată să comandăm, niciodată să forțăm. Dacă simțim că ceva este necesar și încercăm să dăm, aceasta este altceva. Dragostea este singura putere ce poate face ca ajutorul să fie real. Oamenii nu se înțeleg unul pe celălalt. Ei nu văd că sunt cu toții la fel, toți trecând prin aceleași dificultăți, probleme, boli. Nimeni nu este nici mai bun și nici mai rău. Trebuie cu toții să trecem prin toate acestea. Cu toții suntem la fel recompensați. Tot ceea ce dăm vom primi. În felul în care dăm, așa vom primi. Dacă îi respectăm pe ceilalți, ei ne vor respecta. Dacă îi înțelegem pe ceilalți, ei ne vor înțelege. Tot ceea ce dăm, adunăm. Aceeași măsură, aceeași culoare, aceeași calitate. Trebuie să învățăm să dăm și să luăm. Este mult mai dificil să iei decât să dai, dar trebuie să învățăm. Fiecare contact ar trebui să fie un târg. Dacă zâmbim cuiva și el ne întoarce zâmbetul, este un târg. Este la fel cu a fi sincer. Trebuie să fim onești în aceste târguri. Trebuie să fim foarte atenți să le evaluăm. Dar noi nu o facem, pentru că irosim atât de mult timp gândindu-ne la noi înșine. Putem ajuta când suntem sinceri, când spunem ceea ce știm cu adevărat. Dacă știm mai mult decât ceilalți, aceasta îi va ajuta. Dacă știm mai puțin, aceasta îi va ajuta de asemenea. Ajuta este un ciclu. Putem ajuta oamenii numai dacă și ei ne ajută. Trebuie să lucrăm cu toții, să lucrăm cu dragoste, să lucrăm cu armonie. Dar trebuie să fie armonie reală, nu doar cuvinte, nu predică, ci acțiune. Să-ți iubești aproapele este ușor, dar să-ți faci aproapele să te iubească, să acționezi astfel încât să te poată iubi, nu este tot atât de ușor. Nu putem da până ce nu avem.
Armonia este pace. Trebuie să simțim pacea pentru a o putea da. Nu trebuie să lucrăm doar spiritual, ci în toate felurile în care este nevoie. Trebuie să iubim și să iubim corect și simplu. Nu este suficient ca un singur om să arate dragoste. Trebuie să o arate mai mulți. Și cum putem arăta ceea ce nu avem? De aceea trebuie să uităm de noi înșine și să dăm. Nu trebuie să ne gândim la noi înșine dacă spunem ceva corect. Putem fi mult mai deschiși către oameni gândindu-ne la ei. Trebuie să-i simțim, să simțim ce le este necesar. Este o cheie universală ce va deschide pe oricine. Bunătatea. Doar bunătatea. Nu este vina noastră dacă nu înțelegem punctele de vedere ale celorlalți oameni, dar trebuie să-i respectăm. Trebuie să fim buni și toleranți cu oricine. Aceasta este datoria noastră, munca noastră reală. Există întotdeauna ceva corect, bun și curat în oricine. Trebuie să găsim acesta ceva, dar nu să-l forțăm. Trebuie să încercăm să-l aducem la lumină. Singurul mod de a scoate la suprafață ceea ce este bun în oameni este de a nu ne gândi la noi înșine. Trebuie să ne reamintim că munca noastră constă în a scoate la iveală ce este mai bun din orice lucru. Dacă suntem pozitivi, tot ceea ce ne înconjoară poate fi folosit în acest scop. Acolo unde este ceartă, există nătângi. Înțeleptul își oferă înțelepciunea puțin câte puțin, iar dacă nu este acceptată, devine tăcut. Trebuie să acceptăm greșelile aproapelui nostru pentru a putea fi capabili să le acceptăm pe ale noastre. De exemplu, o soție care vede greșeli și vini în soțul său trebuie să le accepte pentru că acestea sunt în ea, în imaginația ei. Probabil că ele nu sunt deloc vini, ci doar ceva foarte mare pe care ea nu-l înțelege. Dumnezeu i-l-a dat pe el pentru ca ei să poată trece prin toate acestea împreună. Dacă există greșeli, nu este vina lui sau a ei. Ea trebuie să-l ajute să treacă prin viață acceptându-l așa cum este, cu toate defectele sale, pentru ca și ea să se accepte pe sine așa cum este. Trebuie să acceptăm pe oricine, să acceptăm din toată inima. Villon spunea, aceasta este regatul, mi-am înghițit toată rușinea. El s-a acceptat pe el însuși. Aceasta este pilula omului steț. Cea mai mare fericire este acceptarea. Înseamnă să fim atât de umili încât nimic din ceea ce se spune, fie critică sau laudă, să nu ne poată răni. Să fii capabil să accepți orice lucru cu smerenie, aceasta este marea fericire. Trebuie să ne însușim orice lucru. Dacă un soț este supărat pe soția sa și ea își însușește supărarea lui acceptând-o, ei devin mai apropiați. Dacă el îi arată ei afecțiune și ea și-o însușește de asemenea, se întâmplă același lucru. Nu putem judeca pentru că nu știm ceea ce este bun sau rău. Dacă ne apropiem orice lucru al celorlalți, vom fi fericiți. Nimeni nu ni-l va putea lua pentru că va fi al nostru. Noi îl vom fi făcut al nostru. Vom fi capabili să facem totul pentru că vom fi lângă Dumnezeu. Nu ar trebui niciodată să mergem la culcare până ce nu am iertat pe toată lumea, chiar și propriile noastre tentații, chiar și pe noi înșine. Trebuie să mergem întotdeauna să dormim curați prin iertare. Când vom muri, nu vom fi cu sfinții și îngerii, vom fi cu oamenii pe care i-am iertat și care ne-au iertat. Unde există iertare, există dragoste. Iertarea este umilință. Unde există umilință, există dragoste. Unde există dragoste, nu există osândire, pentru că simțim că nu este nimic de iertat. Căința și dragostea sunt aceleași. Căința este dragoste reală sau mai degrabă iubirea este plăcere, căința este durere. Dacă suntem cu adevărat treji, simțim căință în măsura în care am produs prejudicii celorlalți. Aceasta este plata. Acolo unde este dezbinare, nu este cunoaștere. Civilizația crește când oamenii se unesc în scopul de a vedea ce lipsește și se îngrijesc de aceasta în raport cu necesitățile tuturor celorlalți. Acum nu este civilizație pentru că oamenii se unesc pentru a-și dăuna unii altora. Dacă acționăm în conformitate cu un rol, nu vom răni pe nimeni.
De exemplu, când un pictor vine să ne învețe și spune că este folositor să ții pensula într-un anume fel și că liniile principale ar trebui să meargă într-un anume fel, el joacă un rol în fața noastră și noi nu vom fi afectați de nimic din ceea ce spune. După aceea, noi ne pictăm singur tabloul. Când vorbim și schimbăm idei, scopul este de a putea crește cu toții. Dacă eu greșesc, să-mi spui. Dacă tu greșești, să discutăm și asta. Printre ideile noastre greșite și cele corecte, ne vom apropia din ce în ce mai mult de adevăr. Trebuie să învățăm să nu luăm discuțiile strict personal. Când discutăm, trebuie să fim ca jucătorii de șah, urmărind ocaziile de a învăța, urmărind care mișcare ne va instrui cel mai bine. Trebuie să evităm să luăm lucrurile personal, fiind afectați dacă oamenii nu sunt de acord cu noi. Pentru că dacă facem astfel, ne legăm singuri mâinile, devenind pământești. Dacă suntem cu adevărat pozitivi în a învăța, ne vom simți mult mai bine decât dacă respingem aceste oportunități. Putem simți că nu ajutăm pe nimeni, dar de unde putem ști dacă o facem sau nu? Chiar dacă nu ne putem gândi la ceva anume și spunem de unde știm că zâmbetul nostru, proiecția dorinței noastre de a ajuta, doar ascultând cu atenție, nu este de ajutor. Este un ajutor. Poate că atunci când nu găsim nimic de spus, când ne simțim complet neajutorați, noi ajutăm cel mai mult. Pentru că atunci ne rugăm Domnului nostru să ajute prin noi. Când vorbim cu o persoană neștiind ce să spunem, nu contează deloc limbajul, nici măcar experiența a ceea ce crede sau cum trăiește, ci contează doar sentimentele reale pe care le avem pentru aceasta. Rezultatele vor veni după ce am fost deschiși și am dăruit sinele nostru real, după ce vom fi simțit o imensă dorință de a ajuta pe ceilalți, nu contează cum, și apoi ne vom fi uitat pe noi înșine. Abia după aceea este posibil ca ei să ne spună că au fost ajutați, deși noi putem să nu ne aducem aminte ce am spus și să simțim că nu am făcut nimic. Chiar dacă nu înțelegem pe cineva, dar gândim, această persoană are nevoie de ceva, ce îi pot dărui? Noi deja i-am oferit dragoste și nu este nimic ce nu poate fi vindecat prin dragoste reală. Nu putem spune ce au nevoie oamenii. Nu putem ști cum putem ajuta oamenii, dar dacă dăruim pozitivitate, îi vom ajuta într-un fel în care nu o vom ști niciodată. Putem aduna lucruri materiale, dar nu putem aduna dragoste. Dacă o primim, trebuie să o dăm din nou. Mulți oameni spun că au obosit-o dând. Cu toții dorim să primim. Cu toții spunem că am dat și nu am primit. În loc de a spune că am primit și deci trebuie să dăruim. În armonie nu există nemulțumire. Armonie este libertatea perfectă. Libertatea autentică este iubire adevărată. Iubirea este libertate. Când pretindem, noi nu iubim. Nimeni în munca reală nu pretinde nimic pentru el însuși. Întotdeauna ferește-te de cei care pretind pentru ei înșiși. Nu contează ce motiv invocă. Nimic nu se face de unul singur. Ceilalți ne ajută în tot ceea ce facem. Când vom înțelege că trebuie să ajutăm alți oameni, să dăm altor oameni, atunci suntem în siguranță. Pentru că deja am fost marcați de ceea ce trebuie să fim. Divinul din noi dorește să devină ceea ce s-ar cuveni să fie. Divinul din noi se realizează pe sine în dorința de a ajuta pe ceilalți și aceasta este iubire.